Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara informează că de la începutul pandemiei și până la finalul săptămânii trecute au fost efectuate lunar plăți pentru un număr mediu de 2800 de agenți economici care au solicitat șomajul tehnic în fiecare lună. Numărul maxim de persoane care au beneficiat de șomaj tehnic într-o lună a fost de aproximativ 25.000, iar valoarea totală a plăților făcute de agenție a depășit suma de 65 de milioane de lei. Totodată, în aceeași perioadă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara a efectuat plăți în conformitate cu legea numărul 19 din 2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a unităților de învățământ. Aceste plăți au fost în valoare de aproape 800.000 de lei, media lunară a persoanelor beneficiare fiind de 165.